am făcut seminarul în 1967-61. Am avut cei mai buni profesori care m-au învățat nu numai să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, dar și să-l trăiesc. Mi-a învățat adevărata pocăință pe care au moștenit-o de la înaintașii noștri care au trăit înainte și care ne-au îndrumat pe calea cea bună a Domnului Iisus Hristos, pe care doresc ca și voi cei care veți continua lucrarea să faceți același lucru, să îndrumați poporul lui Dumnezeu pe calea Domnului spre mântuire și nu spre alte interese. Pentru că numai pe calea Domnului este mântuirea adevărată și numai El poate să ne izbăvească în toate problemele din viața aceasta. Vă doresc ca Domnului binecuvântare, El să vă dea multă înțelepciune și să creșteți și alți studenți și alți lucrători pentru lucrarea Domnului, pentru că secerișul e mare în zilele noastre de astăzi, e nevoie de mulți lucrători, dar lucrători adevărați care să lucreze pentru slava lui Dumnezeu, nu pentru interesele lor. Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea succes în lucrarea pe care o aveți de făcut la seminarul baptist. Amin.